Asociația Națională a Restaurantelor și a Locurilor de Agrement a trimis executivului o listă cu 11 măsuri care sunt îndreptate spre relansarea economică a sectorului Horeca. Printre solicitări se numără și achitarea șomajului tehnic pentru perioada stării de urgență din 2020, atunci când activitatea restaurantelor a fost sistată, eliminarea penalităților pentru întârzierea la plata impozitelor, precum și rambursarea amenzilor achitate de către agenții economice anul trecut. De asemenea, reprezentanții Horeca cer compensare a 20% din pierderile suportate în 2020, cota zero la impozitul reinvestit, începând cu anul 2020, și totodată reducerea cotei TVA până la 5% pentru Horeca. Luând în considerație că nu am avut nici un suport real pentru sectorul Horeca și angajații săi timp de un an și jumătate, noi, ca și asociație, ne continuăm munca pentru a ne cere drepturile și a ne recompensa acele cheltuieli care au fost provocate prin restricționări și nu din propria noastră voință.